Bună dimineața, România, bună dimineața, București și bine v-am regăsit, dragii mei, la episodul 14 din RimWorld. Click dreapta, click dreapta. Mă, fraților, în primul rând trebuie să vă avertizez în legătură cu zgomotul de fundal. Nu plouă numai în joc, plouă cumva și la mine. S-ar putea să mai auziți câte un fulger, să nu vă... câte un trăsnet, să nu vă speriați. Una la mână, doi la mână, un mic like acolo pentru seria asta. Știu că vă place, știu că vreți să vedeți mai mult. Dovediți-mi și dovediți-o celor care se uită la acest canal că merită vostra seria asta. Bun, hai să recapitulăm puțin ce facem noi aici. Ne-am făcut o luminiță, ne-am făcut niște pereți. Mă întrebați voi la un moment dat... De fapt, mă întrebați, îmi spuneați la un moment dat în comentarii că ar trebui să nu mai fie necesar să duc linia asta de curent, pentru că se duce curent prin perete. Din păcate, pereții ăștia fiind din piatră nu îmi permit lucrul ăsta. Într-adevăr, avem pereții de metal și pereții de lemn, dacă nu mă înșel, care pot face treaba asta. Așa... Mă, știi ce m-ar interesa pe mine? Hai să dăm un pic așa mai la viteză mică. Aș vrea să încep foarte, foarte rapid. Să fac eu, domne, pe aici și am cămăruțe. Cred că mi-ar prinde bine să fac eu niște cămăruțe. Hai să ne gândim cum să facem treaba asta. Deci vreau o zonă de mâncare care în cele din urmă să vină cu sală de mese și cu hidroponic și cu loc de depozitare, o zonă de dormit, ok? Hai să vedem Clean or Frigid, nu. Știu că avem asta cu plănuitul. Întrebarea mea, plănuiesc, dar pot să plănuiesc în mai multe feluri. Click dreapta, n-am făcut nimic. Place planning designations. These don't do anything except help you plan future expansions. Păi bun, dacă apăs P și după aia mă duc la structure. Nu, îmi iese de acolo. Ok, deci pur și simplu nu am acest planning, sunt numai bucățelele astea, da? Bun, hai să vedem, domne, cum putem noi să facem treaba asta. Să facem aici zonă de crescut. Nu știu ce să zic, și mă irită că nu știu ce să zic. Hai să încercăm ceva de genul ăsta. A, nu, scuze. Nu. Remove și hai să dăm direct să meargă la minerit oamenii. Deci vreau ceva de genul ăsta. Și pe aici inclusiv. Așa, eventual acum putem să dăm un pic mai repede jos. Aici o să pice... șmecheria. Întrebare. Create no roof region. Pot să fac așa? Autosaving. Remove no roof region. Nu cred, nu mă lasă. Pur și simplu nu mă lasă. Ok, nicio problemă. Ok, păi bun, atunci hai să începem frumușel, direct. Avem și noi posibilitatea să tăiem niște lemn. Ok. Și vreau să pun niște... A terminat hidroponic, super, perfect. Vrem să minerim mai rapid. Machining, nutrient synthesis... Cremation, strong doors, carpet making, color lights, Firtech, fertilizer pump. Hai să o luăm ușurel așa și vedem pe parcurs, că până la urmă tot o să le facem noi pe toate fără nicio problemă, deci nu văd de ce ar trebui să ne grăbim.
Bun, domne, hai să vedem. Hai să începem ceva de genul ăsta. Sper că mai țineți minte. Încerc să-mi iau aminte dacă mai țin eu minte. Bun, așa. Aici o ușă. Furniture. Un pătuț. Un bec. Și chestia asta o reproducem peste tot. Pac. 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 Bun, așa. Trebuie să... Poți să... Stai așa, stai așa, stai așa. Dăm un casă pe astea. Nu. Nu, nu vreau de piatră. Păi și atunci cum pot eu să duc curentul de aici acolo? Pot să fiu mărșav și să fac ceva de genul ăsta? Nu, prin perete nu pot să fac chestia asta, că doar de... Aș putea pur și simplu să am o cămăruță cu baterii, dar la baterii trebuie să fiu foarte, foarte atent. Nu știu ce să zic. Bă, știi ce? Ia să dăm noi cancel la ușa asta. Și să punem noi uși de lemn pe aici. Nu știu dacă fac bine ceea ce fac, dar vedem. Furniture. Pătuți, pătuți, oameni buni. Bec. Bec. Bun, așa. Structure. Hai să facem stone wall. Nasol. Să duc așa cum aveam plănuit inițial. Hai că vedem. Dumnezeu cu mila. Hopa, hopa, stați așa. Hai să ștergem pătuțurile astea de aici. Ca să-i obligăm să se ducă la pătuțurile de acolo. Astea de aici, dacă nu mă înșel, voi puteți să fiți dezactivați pe timpul nopții. Opa. Mental break. Care, mă? Ăsta de aici. Tu ce n-ai, mă? Așa. Moare de foame. Aoleo. Nu-i bine. Păi, zona asta nu ținea, mă, de mâncare? Debris corpses. Food, uite. Nu mai avem deloc de mâncare? Am fost eu atât de capsoman și n-am... Aoleo. Aoleo. Mă, fraților, de ce nu spuneți nimic? Orders. Harvest food. Harvest mâncavuși. Harvest. Zim că nu mori. Zim că nu mori. Tot mental. Așa, hai, hai, du-te și mănâncă. Lasă research-ul. Mental break imminent, I know. Critically stressed and may have a mental break at any moment. Reynolds. Nu pot să cred. Reynolds has given up and is wandering around in a daze. Săracu. Pur și simplu a renunțat și se plimbă ca de nebun, deși cred că e o tipă. Întrebare. Poți să recrutezi pe tine și raid arrest. Stați așa, pătuțul tău. Îl facem așa. Așa și îl ducem pe Reynolds să stea acolo, săracul, că... Reynolds, tată, ia. Cum stai cu gândurile? Așa, când să-ți aduce mâncare, ești mai ok? Ești în regulă? Prisoner.
Try to recruit friendly chat. De nu ți-o-i dau bătaie, Reynolds. Ascultă-te la mine aici. Băi, știți ce, mă? Ia să facem noi, dacă tot... dacă mi-aș spune... Nutrient Paste Dispenser. Hai, mă, să le dăm oamenilor să mănânce, nu? Pe ce puneam... Eu știu ce să zic. Hai să zicem așa și să punem niște hopere pe aici pentru mâncărică. Și de asemenea la furniture vreau o masă mică de tot. Să aibă lumea un să stea cu niște scaune. Scaunele am numai de fier? Serios? Da, mă, gata. Am înțeles. Ia uite cât de grăsuț e ăsta, Rocket. Am putea să le spunem să... să merg la vânătoare. Am putea. Mai rapid de atâta nu merge, nu? Bun. Aoleu. Ce suflă vântul în halul ăsta, mă? Asta e zona de casă. Și asta e zona tot de casă. Dar nu vreți să vină și ploaia dacă tot fulgeră? Că nu vreau să ardă mâncarea. Așa. Perfect. M-am speriat un pic acolo. De ce mănânci? Mor. Rocket the miner is fully healed. Ok, trebuie să mutăm zonele alea mai în interior pentru că devine penibilă situația. A group of are visiting the colony. Bine că vizitați voi colonia. Nu-mi place aici, nu-mi place aici, că nu e cum vreau eu să fie. Mă, fraților, uite cum facem. În primul rând, dăm cancel la ăsta. După aia, ne punem noi o zonă fain frumos așa, în care... punem mâncarea manufactured. Debris, ce înseamnă la tine, mă? Hai să luăm altcumva asta, ce are? Asta are debris și corpses. Ok, și asta are resources. Tu ai resources. Ok, sunt de acord. To delete. Tu, am zis că... Hai să te ținem numai așa, cu corpses. Și să mai facem o zonă. Probabil ceva de genul ăsta. În care să punem... debris. Și fără resources. Ok. Ceva de genul ăsta, sper, vreau să sper. Așa, și aici punem stone wall-ul, hai să-l punem așa, ceva de genul. O să mai rite pe termen lung, dar cu de ce să-i facem. Hai, bă, galvan, bă, primiți de mâncare, bă, în puii mei, bă. Mă, ce tot faceți, bă, uite, pus acida. Vai, ce m-am speriat. Nu vreți să mă ajutați și pe mine? Așa, perfect, opa. A local school has gone mad. Nu. Pe cine mi-atacă? Standing. Eating from poverty grass. Bă, nu era mai aia, era asta? Psychotic rampage. Aoleo. Uite tu pe eu, bă. Lambert.
tu ai pistol, du-te, scuipă-l, veverița asta. Așa. Mersi. Dă-i. E, dar hai să nu-mi omor oamenii mei. M-am până de ăla mâncația și nu pot să cred. Melee attack, mă, așa, mă. Gata, nu mai ești recrutat. Ok. Toată lumea așa vine, cât de că la normal. Hop, 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 ce, ce, ce? Visitors așa are leaving. An arm, his name. Dar bine, mă, lasă-mă, mă, că n-am chef acum. Dacă nu vine să mi se alăture, n-am chef de el. Punct. Ce vrei mai mult? Bă, știi ce ar trebui să facem? Vreau un growing zone. Ceva genul ăsta pe care să fac, nu potato, oak tree. Ok. Așa și la order să le mai, să-i mai punem să ne mai strângă ce se poate strânge. Are passing by. Rocket failed to recruit Reynolds. Ok. Bine că passing by, bă. Toată lumea trece, dar nimeni nu ajută. Bine, ne ajută cu veverița, e corect. Ok, să-i mai punem order structure. A picat niște cargo. Asta e piatră. Asta e piatră pe câmpii. Asta e piatră. Reynolds barkeep is fully healed. An eclipse has begun. Ne mai pleacă și vizitatorii. E bine, e bine. Și Reynolds, tată, zi-mi, te rog. Ahahaha. Așa te vreau. Bravo. Ești fătucă de... Cred că ești fătucă de... Nu, ești băiat de treabă. Asta era cu eclipsa, nu? Unde vă duc să răzma, fraților, mă? Până să mai gândesc ce să fac, vreau să continui aici cu planurile noastre. Pac, pac. Iar nu a reușit să-l recruteze, nicio problemă. Pac, așa, furniture. Nu vreau pătuț aici, o lampă aici, mersi. Bun, așa, mai vreau o lampă... aici. Și un aici, că doar de ce nu. Hai să tragem un firicel. Cumva. Ceva de genul ăsta. Ok. Și cred că ar fi cazul să începem pe partea asta. Să facem fix același lucru. Da. Pac. Pac. Așa, ușă de lemn, ușă de lemn, ușă de lemn. Furniture. Pătuț, 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 pătuț. Lampă, 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 lampă. Serios, îmi pui mie, cum nu reușești, mă, să-l convingi? Ce ești nebun la creierii capului? Uite și tu, loyalty e la maxim în pana... Bă, care dintre voi e warden, mă? Galvan. Ok. Cum văd să văd și eu ce astea avem aici? Nu pot să văd, da? Solar flare. Da, s-a dus tot curentul electric s-a dus. Mă bucur, ce pot să zic.
Nu pot să cred. Uite-l, mă, uite-l, fii atent, mă. Cum, mă, cum nu ești în stare, mă? Aici sunt foarte curios cum hotărăsc ei exact unde anume pe zona asta trebuie să planteze. Mi se pare foarte dubios. Fraților, în momentul de față vreau în felul următor. Hai să recapitulăm. N-am nevoie de mining, am nevoie de plant cutting. Am nevoie de hauling. Am nevoie de crafting. Growing, repairing, nu, constructing. Cooking mai puțin. Asta să fie warden. Așa. Plant cutting și... Nu, hai să facem așa. Plant cutting și growing să fie la tine. Și la tine să fie crafting și hauling. Hai să zicem așa și să vedem ce iese din treaba asta. Bun, dragii mei, cam atâta pentru episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. În comentarii, ca de obicei, idei, propuneri, soluții. Poate v-ați mai jucat și voi și aveți să-mi dați un sfat asupra unor mecanici de care nu știam. Până una alta, vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!